Mihai și Diana au fost câștigători acestei task, nu știu ce să zic, mie nu mi s-a părut ceva real. A fost mai mult o scenă de teatru, dacă despre asta era vorba, cred că majoritatea ar fi putut să joace un rol așa, nu știu, să se gândească la ceva și să interpreteze un rol. Parcă trebuia să fie cumva, să vină mai mult adevăr, decât uh, rolul acesta de actor. Mă bucur pentru ei, au câștigat uh, Mihai și Hadige noaptea aceasta în cameră, iar mâine seară vor merge Diana și cu Dani. Cumva, uh, cred că nici Mihai și Hatige nu au avut uh, noaptea întreagă, pentru că Mihai a trebuit să meargă după buletin și s-a trezit la 6-7 dimineața, la fel cum au pățit și Maria și Antonio, acum mai au încă o noapte, e perfect, adică le vine la fix. O să vedem ce va fi. Oricum, toți concurenții care au participat la task, mâine seară sau în seara aceasta, parcă mâine seară, vor avea voie să se uite la insula Ibrii. Cred că în loc de film se vor uita la insula Ibirii, nu știu dacă e neapărat ceva wow, dar probabil, nu. faptul că se uită și ei la televizor, o să le mai schimbe un pic starea. Cred că în perioada aceasta chiar ar trebui să se schimbe cumva situația.